Acum cu o informație de ultimă oră, pentru că poliția este în alertă după ce un interlop periculos și-a amenințat rivalii cu sabia în stradă. Ștefan Boncu, apropiat al clanului Cordunenilor, a fost deja dus la audieri. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional și mai mult decât atât, acesta amenință cu răzbunare. O să comentăm imediat. Să moară familia mea. Dacă nu vă bat și vă când vrea mea, față de voi, e legendă vie. Nepoții lui, familia lui, față de voi să pe voi de voi ați avut noroc de și de care v-au întreținut. Să moară familia mea. Dacă nu era voi erați. În legătură directă cu noi este Iulian Surugiu, președintele fondator al Sindicatului Agenților de Poliție. Bună ziua, domnule Surugiu. Ce informații aveți până în acest moment despre acest scandal? Vedem din nou cum un bărbat cu sabia în stradă direct amenință pe rivalii săi și iată acum este un dosar în curs. Doamna Berta, în timp ce în țara asta guvernul nu își poate onora promisiunile față de muncitori, față de polițiști, aici mă refer la a nu respecta legea pe care dânsii au spus când au venit la guvernare că o să o respecte, avem de-a face cu un ministru care a venit nou și nu știu dacă dorește să facă reformă cu adevărat în poliția română în general, în Ministerul de Interne. Avem un stat slab. Clanurile astea care le prezentați dumneavoastră aproape în fiecare zi se consolidează și își fac de cap. Sigur, eu am spus și repet, mi-aș dori să avem o poliție proactivă. Pentru asta ne trebuie bani, ne trebuie polițiști, că avem un deficit aproape de 15.000 sau dacă nu fi sărit de polițiști astăzi când vorbesc cu dumneavoastră, ne trebuie dotare și așa mai departe. Dar, din păcate, lucrurile astea nu s-au întâmplat. La Iași s-a autosesizat, dar nu mai îmi doresc o poliție care să meargă doar să... după ce s-a întâmplat să ajungă acolo. Nu. Noi avem nevoie și cetățenii țării cred că au nevoie de poliție proactivă. În același timp auzim, probabil că omul ăsta a auzit că nu-i mai dă nimeni amendă de la declarațiile unor lideri de sindicat sau că nu mai îl bagă la pușcărie. Cine știe ce a fost în capul lui. Dar eu mai repet o dată, deci în timp ce noi stăm și facem altceva, clanurile astea conduse de interlopi se structurează și se consolidează pe zi ce trece mult mai bine. Iar poliția, dacă face reformă astăzi, o reformă consistentă, cel puțin va trece 2-3 ani de zile până când va destructura toate clanurile existente în ziua de astăzi în România. Vedem, domnule Surugiu, cum acest bărbat scoate o sabie dintr-o teacă de piele, începe să o fluture în aer, face aceste amenințări și până la urmă vorbim de unul dintre județele, să spunem așa, cele mai periculoase, pentru că sunt mai multe clanuri acolo în Iași. Poate este al doilea, dacă nu mă înșel, după București, unde și aici sunt foarte multe clanuri interlope. Spuneați că este nevoie de o mobilizare, de o reformă în poliție, de sprijin pentru polițiști, dar în acest moment, în acest caz, ce poate să facă poliția, ce ar putea să pățească acest bărbat în urma acestor videoclipuri pe care le-a postat pe internet? Păi din datele din trecut și până în prezent și așa vă spun foarte clar că ăsta o să fie dus, a fost dus la audieri și probabil i s-a deschis un dosar penal, dar finalitatea dosarului penal va fi o amendă. Atât și nimic mai mult.